Sfârșit tragic pentru o familie din Elveția după ce a recurs la un gest teribil. Toți cei 5 membri ai familiei au decis să se arunce împreună în gol de la etajul 7 al unei clădiri. 4 dintre victime au decedat, printre care și un minor, iar a 5-a este în stare gravă la spital. Cele 4 victime au fost găsite fără suflare pe caldărâm în fața clădirii în care locuiau din localitatea elvețiană Montro. Desculți și fără să lase în urmă un bilet de adio, au decis să-și pună capăt zilelor. Este vorba de un cuplu în vârstă de 40, respectiv 41 de ani și sora geamănă a femeii. Nu au ales moartea singuri, ci i-au condamnat la aceeași sentință și pe copiilor, o fetiță de 8 ani și un tânăr de 15 ani. Singurul supraviețuitor este adolescentul care se află în spital și se luptă între viață și moarte. A fost grav rănit, dar medicii fac tot posibilul să-l salveze și să elucideze acest mister tragic. Până în acest moment, motivul pentru care au ales un asemenea sfârșit este încă necunoscut, mai ales că implicați au fost și 2 minori. Se crede însă că ar fi vorba de un posibil mandat de arestare emis de poliție pentru părinți în ceea ce privește educația unuia dintre cei 2 copii. Descriși de vecini drept o familie liniștită, nu există alte presupuneri legate de motivele pentru care au decis să se sinucidă împreună.